Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi o să vă răspund la o întrebare primită de foarte, foarte, foarte multe ori. Multă lume mi-a zis: bă, de ce nu răspunzi la mesaje? De ce ești nesimțit și nu le răspunzi oamenilor? Răspunde-le, chestii de astea. Și astăzi o să vin cu un răspuns într-un fel pe care o să-l transform într-un video. Ok, deci răspunsul simplu este că nu am timp. Sunt foarte multe mesaje și nu am cum să răspund la toată lumea, pentru că am și eu liceu și teme și ieșit pe afară și chestii de făcut. Răspund la majoritatea oamenilor care mă întreabă niște chestii ok. Gen pe Instagram vorbesc cu aproape toată lumea care îmi răspunde la story-uri și chestii și care îmi dă mesaj. Așa că dacă vreți să vorbim, dați-mi follow pe Instagram și poate vorbim acolo. Dar pe Facebook și așa nu prea vorbesc cu oamenii, foarte, foarte, foarte rar. Când mai apare o întrebare simplă cu un răspuns și îl dau foarte rapid. Și cam atât. Așa că astăzi am venit eu cu ideea genială de a citi mesajele voastre de pe Facebook și poate răspundem la câteva. Ok, uite, am un mesaj aici fix de luni, hai să vedem. Deci, conversația începe așa, pe 27 aprilie 2016, adică anul trecut. Salut, Gami, sunt cel mai mare fan al tău. Ne-am prins toți că la bla 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 bla. După, pe 24 mai, după ce noi am răspuns, mă întreabă: ce faci, Gami? Și îmi trimite o poză cu o cupă și o ceva poză cu FIFA. Folosește pozele, răspunde în PLM la mesaje. 28 mai, ce faci, mă? 28 mai, ești youtuberul meu preferat, bă, mă sună. Gami joacă Mr. President, bă, Gami răspunde sau trimit e-mail. După îmi scrie coaie, după îmi scrie: Gami, nu răspunzi la niciun mes, ci youtuber nu își apreciază fanii. Ok, înțeleg, dar totuși sunt foarte multe mesaje la fel și nu am efectiv ce să răspund la ele. Gami, ce faci? Mă sună, ce faci? Vreau să vorbim. Îmi trimite mesaj: suntem cei de la YouTube. La ultimul tău videoclip de pe YouTube ai avut copyright. Te rugam să adaugi acel videoclip în privat dacă se poate. Eu sunt unul dintre angajații de la YouTube. Pe cine crezi că păcălești în puii mei? Pe bune. Mă adaugi pe Snapchat, CF, ești pe afară. Și tot felul de chestii pe Clash Royale. Pe bune, adică, uite, cineva mi-a scris: salut, mare fan, mi-a plăcut Q&A pe care l-ai făcut. Continuă tot așa, face o treabă bună și eu te susțin. Uite, lui o să-i răspund: mulțumesc mult, inimioară, mă rog, după duminică, azi e marți, ok. Salut, frate, ți-am dat acest mesaj ca să-ți spun că ești tare. Mersi mult. Nu, dar mie-mi plac aia care mă înjură, efectiv. Aici am multe mesaje de sal, căf, 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 salut, salut. Vai, doamne, cât de aiure conversația asta. Doamne, sunt ăștia care mă sună, pe care îi blochez. Uite, deci, ăștia, deci oamenii ăștia mă enervează cel mai tare. Deci așa mă enervează oamenii de genul: salut, ce faci? Și după trimit un milion de emoji-uri, like-uri, spam, mai mult spam. Și după mă sună. Deci ăștia care mă sună, doamne, ce mă enervează. Mă sună, le închid. Mă sună, le închid. Mă sună, le închid, vreau să le dau bloc. Mă duc la mesaje, să le dau bloc, apăs. Mă sună, nu pot să le dau bloc. Închid, încerc să dau bloc, iar mă sună, nu pot să-i dau bloc. Doamne, ce în martie 2017 mă întreabă: ce faci? Hello. După tot în martie îmi scrie ceva foarte inteligent. Și de-abia acum în octombrie îmi scrie din nou: ce faci? Și mă sună de două ori și ne-am răspuns și s-a lăsat. CF. Ok. Faci promovare la servere de SAMP, nu? Mulțumesc. Salut, salut. Salut, îmi faci o promovare. Salut, îmi faci o promovare. Mesajul ăsta e genial. Gami, poți face o promovare la canalul meu de YouTube? Te rog, se numește Lectură de la 1 la 10 Raul. Este cu un skin de Minecraft. Îți mulțumesc mult și să știi că eu cred în tine și baftă. Pe 6 septembrie. Și imediat după îmi scrie: Gami, poți face o promovare la canalul meu de YouTube? Te rog, se numește Lectură de la 1 la 10 Raul. Este cu un skin de Minecraft. Îți mulțumesc mult și să știi că eu cred în tine și baftă. Da. Ok, mi-a explicat și mie cineva care-i treaba cu mesajul ăsta, că eu nu-l înțeleg, trebuie să-l descifrez. Muie, suci, pula mea, ha, 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 protule. Protule, da, mersi. Sună interfonul. Ok, de ce s-a făcut white balance-ul acum că am plecat din cameră? Alo?
Da, și cam așa sunt toate mesajele sau multe sunt cu înjurături. Morții mătii, de ce nu-mi răspunzi la mesaje? Îmi faci o promovare, dă-te-n pula mea. Și da, cam de asta youtuberii nu prea răspund la mesaje. Uneori mai răspund și eu și alți youtuberi. Dacă vreți să vorbim, dați-mi follow pe Instagram și vă răspund acolo la mesaje, pentru că mai pun și o groază de story-uri în fiecare zi cu ce fac și mai răspund la oameni care mai râd la glumele mele sau chestii. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. Și da, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pam!